Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou video. După 2-3 zile de pauză, știți prea bine că nu mă simt așa ok și a fost și Paștele, am stat în familie. Nu prea am petrecut eu, ca să zic așa, n-am mâncat ce am vrut din cauza problemei mele. Trebuie să merg și la București la un control, sunt mai multe chestii, dar asta este, trecem noi și peste asta, nu e o problemă, fratele vostru este puternic. Astăzi vreau să revin cu partea a treia, cred, nu mai țin minte exact a câta parte este, cu life hack-uri de pe TikTok, să le încercăm, să vedem dacă merg. Bineînțeles, unele o să meargă, unele nu o să meargă, ca de obicei. Da, nu, hater aici în spate. Da, nu, bineînțeles, cel mai mare hater la seria asta, lui nu-i plac deloc, el orice vede spune, băi, Bogdan, asta e fake, asta nu merge, asta nu-i bună. Nici n-apuc să-i zic ce vreau să fac, numai că te-am zis azi, bă, eu fac azi un clip cu life hack-uri, pentru că mulți abonați mi-au cerut. E interesant, vreau și eu să văd ce se întâmplă. A, nu merge nimic. Mai mult de jumate vor fi la mine, în tabăra mea, zic gândești de acum. Gândește-te la alt video, că nu-i bun, nu merge. Nu mai fui, eu zic că n-are rost. Bă, asta așa, să încerc. Da, dar zile acum, oamenilor, zile. Ce să le zic? De partea a treia oficială care era să fie, dar n-a mai fost. Și drept am mai încercat odată să fac... partea a treia, cred că asta e partea a treia, nu știu sigur, a treia sau a patra, în fine, mai contează. Am mai încercat să fac un episod de genul și din 10, două au fost bune. Doar două. Și n-am mai pus clipul pe canal. De multe ori se întâmplă așa, să fac anumite experimente, clipuri, challenge-uri și nu ne ies și nu le mai postăm pentru că... Sunt fără sens. Nu prea ai ce să vezi. Eu nu zic să meargă toate, adică să fac 10, să fie 10 din 10. Băi, măcar jumate, ba da, da, lasă un col. Din 10 m-au mers 2. Dacă stau bine și mă gândesc, cred că chiar 1. Fii atent, primul, da? Da. Începem cu primul. Avem aici o sticlă de sticlă, corect, dar e importantă ce marcă este. Un balon. Okay. În paharul ăsta am apă fierbinte. Dacă... Nu știu dacă poți tu să prinzi să se vadă aburul. Dă-te un pic de acolo. Ia vezi. Se vede? Se vede, dar trebuie să fii foarte atent. Pui balonul ăsta aici. Ba deci da, aici, eu zic că merge. Aici avem apă rece, da? Apă normală. Și aici apă fierbinte. Și că când îl pui aici așa, nu se umflă balonul. Când îl bag aici, ar trebui să umfle balonul. Hai să vedem. Tu ce zici? Eu merge? Zic că se umflă, da. Da, mă? Da. Facem apă jos fierbinte clocotite. Nu se întâmplă nimic, Adam. Trebuie lăsat acolo. Zici? Așa ar trebui să stea singur. Dar eu zic să umfli balonul, ba da. Zici tu? Mi-e așa mi se pare aici pe cameră. Păi el puțin aer are aici, sincer. Da, mă, de un ți-am zis, eu te-am, da, am observat de aici. Ah, ok. Nu mai e așa sticlă? Nu mai e așa sticlă. Uite, vezi? Da, mă, s-a umflat un pic. Ceva aer are. Un pic s-a umflat față de la început. Care-i treaba? Ți-aș da, dacă eu aș fi juriu, acum ți-aș da o jumătate de punct pentru tentativa asta. La ăla a fost prea așa evident, deci a băgat ăla și imediat, bam, s-a umflat balonul imediat. Da. Ne-am apă într-o pungă. Le vezi cum faci cu punga asta? Da, și mă, cu scalul meu. Unde alta dai televizorul, chiar acolo unde... Mai pun? Da, pun... A pus toată. Toată sticla pune. Așa. Și zici tu acum... Că dacă bag creioanele astea așa nu o să curgă apă, eu zic, fac numai apă pe în casă. Dar nu-l faci la baie și tu ca oameni, normal? Nu, aici așa se face. Bine, dar nu atunci. Așa, cum mai creioane numai. Așa. Așa, învârte-l așa, învârte-l. Nu are cum, că dacă înțep curge apă, mă, ești nebun. Bă, ăștia, sunt fiți așa după TikTok. Mai speriat, am zis că... Bag, da? Da. Oh, nu te cred. Bă, ești prost? Să mor dacă credeam că merge asta. Ți-am zis, mă, că nu curge ea. Ia! Învârte asta așa. Da! Dar mai înfingi mai mult, ia bag. Mai dăm de acolo. Mai bag? Bag. Ca la magiciene aia cu asistentele. Da, ex, mirific. Bă, dar sunt moră, Dale, dacă ăsta credeam. Zic, să vezi acum cum trebuie să dă eu cu mocul pe aici și no, iar ne se face parchetul așa. Iar trebuie să schimbăm. Bă, nu chiar merge ăsta. Ăsta chiar puteți să-l încercați acasă. Gata? Ai ieșit unul? Ai spart gheața. Am spart gheața, băieți, cu primul. Da. Nu te mai bucura, că dacă mai iese numai unul din 10, iar nu pui video, bă, așa. Măcar 3, dacă mi-iese, e perfect. Da? Da. Trecem la următorul. Deci un vas aici cu apă, o lumânare din asta micuță. Plutește asta sau? Păi, cred că da.
Da. Mamă, la limite. Și acum ce că îi dăm foc, punem paharul ăsta așa, putem să o scufundăm fără să se stingă. Am înțeles. Tu ce zici, merge no, asta? 100%. Păi și cum? Nu intra apa așa pe lângă, pe aici, că ea nu-i cât tot ăsta. Face vid paharul și de-aia mergi. O să vezi. O dau mai la mijloc? Da, încearcă să o duci mai la mijloc. Așa. Bun, ok. A, chiar a trecut de jumate. Iar s-a stins. Bun, vezi, ai dus-o repede, n-are nicio treabă. Da, mă. Deci funcționează. Mai funcționează, o trecem, funcționează. Da, da, mă, da, 100%. Bun. Deci până acum ai două. Două care merg, da? Da. Deci fii atent, pentru următor avem nevoie de o pastă. De așa. Pix. I-am scos vârful. Că pui puțin apă așa într-o farfurie. Ok, pe fundul farfuriei, nu? Ui, așa să fie apă aici. Ah, deci trebuie să pui. Cred că... Hai să mai pune puțin. Ca să fac numai apă în casă, ca de obicei. Da, asta aștept și eu. Așa, și acum ce că dacă suflu și pun pastă, o să fac așa ca un efect, nu știu cum să-ți explic. Să faci pasta așa într-un fel, știi? Aici țin camera. Să fac așa ca niște raze așa, de culoare. Da. Ceva de genul. Ha, ba da. Merge sau ce zici? Eu îl trec la mine de acum, da. Hai zici că nu merge, da, nu? Da. Hai să vedem. Yeah. Poate sufli pe mine, mă faci mai apă. No. Băi, fii atent, filmează aici, că asta odată în viață se face. S-a albăstrit apă, băi, ba da. Asta e tot, mă. Uite-te așa. Uite-te la ăsta aici. Că a pus apa, a pus aia. Ai văzut cum a făcut? A, înseamnă că ăsta de aici, cum ar veni ăla din imaginea din dreapta sus, ăla primul trebuie bătut. Când îl prindem trebuie bătut pentru fake-urile. Deci ai văzut cum trebuia să facă, ca un palmier, așa ceva, da, da, mă rog, da, de culoare. A stricat și farfuria, cred. Nu mai apa asta. Nu cred. 2-2, frate, ușor, te-am egalat, da, te-am egalat. Mai era, da. Deci două au mers, două n-au mers până acum, nu e bine. Hai, cum fac eu cu asta, doamne, oprește. Haideți să vedeți ce face pe-n casă. Eu vă iau cu mine până la baie. Bă. Mamă, și numai pastă din asta. Dacă ai făcut din asta pe-n casă, rip parchet. Te zici că merge pe sârmă. Bă, și unul arunc, deschide geamul. Am transpirat-o numai pe-o. Mă bată mama dacă nu... Vezi că vine jos în față încă. Păi nu mai pot, Danule. Tremur tot. S-a grăbit. Păi, dar ai stat lângă mine aici, ai stat... Pe mine aici, nu te-ai dacă te-aș înjura, o închidi camera, ați poți să te înjuri, nu mai pot din el. Ce-am făcut prostul pe geam? O, ce-am făcut pe geam? Am mâncat pe mine să fac life hack-uri. Eu văzut eu pe TikTok, am văzut eu cum fac aia pe TikTok, care aia minte în continuu când fac câte ceva. Trecem la următorul, da? Asta este al cincilea. Nu mai știu al cât al cincilea, dacă e 2-2. Aici pe în casă, nu mai apă și nu, ha, nu mai zic. Fii atent. Și că băgăm așa balonul. Așa. Punem puțin apă în el. Fii atent. Și dacă îl umflu și dau așa cu bricheta, nu se sparge, nu se întâmplă nimica. Bă, și cum? Aprind aici de sub? Da, mă. Sau, păi, și gen lipesc flacăra de balon, da, sau țin așa la distanță? De balon, mă, lipești. Bă, mi-e frică, pocne și pocne și ce cam, faci, da, mare două guri de apă acolo? Da, mă, merge. Și să negrești balonul? Să negri, da. Dar nu, ia, nu pocnește și nu ia foc. Adică ar fi trebuit în mod normal să se topească, nu? Da, direct, mă. Ia, vezi. Uite. Uite, s-a negrit aici. De, ține mult acolo, ține. Face nimica. Vezi? Nu te așteptai, nu te așteptai. Nu, am zis că n-am stăteam așa cu fața, că acum am pupuit în ochi. Deci scorul 3-2, da? Da. Fii atent, asta am văzut tot pe TikTok. M-a nebunit, deci a făcut-o cineva, un străin, deci m-ați etichetat, cred că 2000 de persoane. Eu am zis din prima că asta este fake, nu merge. E făcut-o cu oață din aia transparentă, știi? Da. De magician. E fața aia foarte subțire, știi? Dar hai să încercăm ca să vedem. Cred că ajunge. Ai prins masca așa.
Da. Și acum dacă dai foc la lumânare aici, okay, ia ce cos, bam, o să înalți așa. Ca un lampion. Zburăm pe Marte, unde ne ducem, deci, nu? Asta, deci eu vă zic că e fake 100%, dar am încercat-o pentru că voi mi-ați trimis-o. Okay. Dar eu știu 99,9% că n-are cum să meargă asta. Aș fi surprins, dar nu cred că merge, sigur nu merge. Hai să vedem, poate iau foc pe aici până casă, Doamne ferește. Mai fac altele. Bun, și? Ce ar trebui să se întâmple acum? Păi nu, dacă dau drumul la masca aici, ia foc, cade peste lumânare, vezi? Ia, las-o jos să leacă. Bă, ia foc, mă! Cade asta, nu stă în aer. Uite, uite. Uite, uite, s-a găurit masca. A luat foc. A luat foc masca, vezi? Uite. Aia zic. Ești, deci cam așa era pe TikTok, știi? Era gen, se ducea așa ușor, frumos. Și care era toată șmecheria? Că era prins cu oață, cu nailon din ăla, da, mă, de și la o trăgea altcineva de sus, știi? Eu ținea din spatele. Da, din spatele camerei, de sus, știi? Da, o legi de aici și o ții de aici. Și tu filmezi doar de aici, de la nivelul ăsta, nu se vede ce-i sus. Da, înțelegi? N-avea cum să meargă asta. Era imposibilă. 100%, dar bine, nu mai zici tu la început, știai că nu... Știam, dar am încercat-o pentru ei pentru că m-au etichetat foarte mulți, știi? Sper că sunteți mulțumiți pentru că v-am zis, am primit 2000 de etichetări, taguri și am zis, bă, hai ca să vedeți și voi care-i treaba. Eu am răspuns acolo, chiar am răspuns la ceva și am zis și am comentat și am zis, bă, e fake. Dar lumea nu încearcă, încearcă, încearcă. Am încercat, sunteți mulțumiți, cam asta e și eram și eu curios, sincer. O trecem tot la Danu. Mulțumesc. Asta e, Danu-i cu ăstea. Trei egal, da. Mă bucur. Hai să trecem la următoare. Fii atent, următorul, ci că dacă îți freci un balon așa de păr și dai drumul la apă, gen, se va mișca apa după se balon. Va mișca apa după balon, așa, o controlezi cum ar veni. Vorba vine, vorba vine, o controlezi, înțelegi? Da. Hai să vedem. Uite la ce se mișcă apa. Se mișcă? Da. Și mi se pare că leacă de atât tare, nu știu cum să zic. Ia. Mama mea. Ce fel se mișcă apa? Ești prăs la cap? Hai mă, că ăsta... Se vede, da? Da, mă, ce e prima oară. Deci... S-a dus efectul ăla. Să nu-mi aud comentarii, da? Cu ăsta, că n-am mers, că nu știu ce, că putare. Merge. Cât e scorul? Ori 4... 4-3? 4-3, că era 3-3, cred că la aia, prostia aia, cu mască. Cu mască, lampionul, da. Mască. Deci mai știu o schemă acum, că dacă faci... Dacă faci așa și după aia bați aici, ce că ies afară, bere. Tot pe TikTok am văzut-o, ia. Vrei să arăt eu cum se face? Arăt Danu acum, ce că știi el acum. Știi Danu, ia. Bă, Danu, și ce-ai făcut pe aici, mă, bă? Așa am vrut și eu să fac, dar și cu aia merge și cu pe ala nu merge oare? Nu, și n-ai dat tu bine. Ei, cam așa ceva voiam și eu să fac, dar doar că... Avea nevoie de recuzit aici și din cauza asta. Deci asta putem să o punem, că am mers. Nu mai da, nu mai fi prost! Băi, băule, ce faci pe în casă? Nu mai, nu mai înscrie să mai fac live hack-uri și din astea că nu mai fac niciun episod. Asta e ultimul episod de genul ăsta. Băi, dar și puti și ură, știi că mie nu-mi place berea. N-am ce să-ți fac vreodată. Dar dacă ți-așa ții din prima dată, așa spun, facea. Pe net văd ceva pe TikTok și când le fac, nu se întâmplă nimic. Și îți dezamăgit așa, adică ar vrea și ochii mei să vadă o reacție, să se întâmple ceva. Corect. Dar la unele, asta este, nu se întâmplă nimic sau sunt fake. Ăsta a fost clipul, apăsați butonul de like acolo în forță. Sper că ați petrecut de Paști cu familia. O să fiu puțin mai ocupat, să zic așa, cred că următoarea săptămână, pentru că v-am zis, trebuie să merg la București să fac niște controle. Sper să fie totul cum trebuie și să fiu bine, să-mi revin. Dar na, asta este, cu Dumnezeu înainte, suntem forță, nu-i problemă că fratele vostru este încrezător. De obicei, eu sunt și genul de persoană care nu prea îmi place să zic chestiile astea personale din viața mea când am câte ceva, adică să mă plâng. Și nu vreau să mă plâng în vloguri. În vloguri sunt aici să fac diferite tâmpenii, să râdem, să ne distrăm și tot felul de nebunii, știți prea bine. De asta pe Instagram acolo mai pun așa chestii din astea, mai anunț ce se întâmplă cu mine, mai personale, mai așa, pentru că v-am zis, îmi este mai ușor. Gata, v-am lăsat. Ne vedem la următorul vlog, pa!